Boombox Show cu DJ Dox în fiecare miercuri, yo. Boombox Show cu DJ Dox în fiecare miercuri, yo. Bang bang! Bine ați venit la o nouă ediție Boombox Show, ediția cu numărul 5. Mama, am ajuns la ediția cu numărul 5. Motherfucker. Așa, asta e un intro pe care m-am gândit înainte cam cum să-l fac. Până la urmă am ajuns la concluzia că nu mai fac deloc. Deci l-am făcut în varianta asta. Deci, ediția cu numărul 5, extra, mega, giga, specială. Precum bine vedeți, mi s-a schimbat decorul. De fapt, na, l-am ajutat și eu la schimbarea decorului, dar s-a schimbat cu un motiv și de fapt cu mai multe motive pe care o să vă las pe voi să le descoperiți. Și ca să nu mai fac acest intro atât de lung, urmăriți Boombox Show pe Instagram și vreau să introduc în scenă, care de fapt ei sunt în scenă de fapt, aici, și o să o luăm așa. O să o luăm, stai să mă gândesc, uite, încep cu Motanu. Cheers, cheers, blessings, blessings. Salut Motane, domnul Șeptan este lângă. Șeptan, așa, ok. Se iartă, da, mă. Mai, deci domnul Septan, am înțeles. Domnul Septan. Să trăiți. Sept, am înțeles. Domnul Corbu. Da. O seară, domnul Vladimir, o seară bună. Și ultimul, dar nu în cele din urmă, da, domnul Afu. Salut, big up. Mulțumim mult de invitație. Bă, eu vă mulțumesc în primul rând că ați venit să schimbați decorul. Adică, exact asta vreau. Că m-am plictisit, bă, 4 ediții. Da. 4 ediții să fie așa, acum, na, stăm frumos. Practic, OFC. Practic oficial, și da, practic și o să fie chiar practic aici, pentru că am venit să încă o dată mulțumim pentru invitație. Doi la mână, lumea care vede, cred că și-ar dori să fie aici unde e super good vibe la voi în studio. Respect pentru inițiativă. Eu te urmăream de când făceai la MTV și doream când eram mic să fiu unul dintre MC care să vină să dea freestyle pe beat-uri puse de tine și uite că adevărat. Că acum am venit, nu singur, am venit mai mult și am venit și cu nu cu colindul, cu freestyle-ul, cu rimele pe loc. Păi pentru că avem multe de vorbit pe lângă freestyle-ul. Deci sunați vecinii, bă, prietenii, trimiteți-le mesaje pe Instagram, pe Facebook, băi, intrați repede pe YouTube, pe Bandit Music, pentru că o să fie bombă ediția și freestyle-ul și, bă, nici măcar nu vreau să mă gândesc. Așa, iar te-am întrerupt, nu. Dar, sincer, chiar mă bucur că ați venit și ai venit cu o brigadă, eu știu că voi sunteți mulți, mult mai mulți decât sunteți acum. Oricum, noi părem apropiați, ne-a apropiat hip-hop-ul, dar noi suntem foarte distanțați acum, conform noilor reglementări, deci... Exact. E ca la mașină, știi? Obiectele în oglindă sunt mai aproape decât poate. Deci, și nu este mai apropiat. Exact. Zi-mi cine a pornit, că știu că tu ai pornit. Sau, mă rog, cum a fost? Cum a fost inițiativa asta? Îți dai seama, e un gând mai vechi pus pe un raft încă de când mergeam prin cluburi, făceam battle-uri. Știi foarte bine că ne-am întâlnit la multe competiții. Cred că ai și pus beat-uri când dădeam un battle cu oamenii. Și ai fost la multe battle, ai și câștigat o grămadă de battle. Și cumva îți dai seama, uitându-mă și pe afară ce se întâmplă, mi-am dat seama că la noi nu există o zonă din asta competițională nu foarte bine pusă la punct, dar să fie pentru toată lumea, adică toate vârstele, toate categoriile, pentru că freestyle-ul, din punctul meu și al nostru de vedere, are un loc foarte bine pus la punct în cultura rap și mai mult decât atât în arta improvizației, adică e o chestie separată de hip-hop. Poate să mă conteste oricine, dar o să susțin chestia asta, pentru că improvizația se întâlnește nu doar în rap, se întâlnește și în jazz, se întâlnește și în teatru, se întâlnește și în... Jazzul e bazat pe improvizație. Exact. Și anul trecut am avut așa o modificare de ADN. Nu anul trecut, acum 2 ani... am avut ocazia cu colegii de la Red Bull Reverse, ok? Dacă zic că e o competiție foarte bună. Poate ne trimiți și nouă niște sponsorizări, dacă e. Mai zi o dată, poate. Apropo, poate nu mă uit la camera care trebuie să spui, dar mă uit la tine că... Tu ești la camera aia, eu sunt la camera asta. Așa. Dar uite-te la mine că vorbești cu mine. Am avut ocazia să văd o competiție internațională în Madrid, competiția Red Bull Batallas de Los Gallos,
care s-a transformat și la noi în Red Bull Reverse și am văzut de fapt o altă lume. Tot ce am știut eu despre freestyle și despre industria asta mi-a cam dat cu bocancul în cap, pentru că era organizată la un alt nivel. Mai mult decât că era organizată la un alt nivel, este o cultură atât de apreciată și atât de se investește atât de mult în ea încât imaginează-ți că bine, numai finala la care am participat eu avea 5.000 de spectatori și era într-o sala sporturilor. Era totul o competiție sportivă și am zis, băi, man, freestyle-ul nu e de 12 noaptea în club sau de 3 noaptea, unde deja după 15 beri și 1000 de discuții și zile... Mai e și freestyle-ul de alea. Și mai mult decât trebuie să ai și 18 ani ca să participi, știi? Și am zis, bă, nu, așa cum breakdance-ul e sport, hai să facem și freestyle-ul sport. Sau de ce să nu fie și freestyle-ul sport? Și... Păi eu asta văd, că tu ai început foarte profi și ești foarte profi. Să rămână, îți mulțumesc și nu e doar meritul... Mă rog, e și meritul, voi sunteți foarte profi. Meritul colectivului care s-a stâns în jurul suflării. Și îți dai seama, susținerea am din partea, de la susținerea de acasă, la susținerea colegilor din studio, susținerea... Și susținerea celor care se uită la noi și acum. Și celor care te uită, exact, și sper să înțeleagă... Vă mulțumesc celor care sunteți pe chat. Exact, big up, big up. Sper să înțeleagă ce încercăm noi să facem aici, pentru că, bine, nu ne-a prins perioada foarte, foarte profitabil, dar am avut un pic mai mult timp ca să stăm și să o drămuim, să o plănuim, să o punem în pe hârtie și să o transformăm în realitate. Ne-am conectat, ca să zic așa, să dau un exemplu, de exemplu Vladimir aici de față, colegul, înainte să dăm drumul la OFC, omul locuia afară, lucra afară și ca și el... Vladimir, unde erai? Mm. Unde erai salut, afară? Salut, salut. Unde erai? Eram în Sheffield, în Anglia. Și? Am stat acolo aproape 4 ani. Așa? Și te-a convins a fost să te întorci sau cum? Da, într-un fel sau altul. Ideea a fost că și viața mea s-a legat de chestia asta, plus că îmi doream foarte tare să mă întorc în România de ceva ani. Așa cum scrie campion pe spatele lui. Aplaudăm campionul pe chat acolo, aplaudați-l foarte bine. Și ideea e, așa cum e Vladimir, au fost și alți băieți și mi-am dat seama, mă, era asta a conexiunii de tip digital, internet, virtual, e o chestie care oricum ne-a intrat în obișnuință, nu o să scăpăm de ea niciodată, pentru că o să face parte din noi deja. Nu puteam nici să o mai ținem așa, cât să mai apăsăm pe ea, știi? Că nada, trebuia să iasă la un moment dat și uite că a ieșit la suprafață și ne-a și copleșit în totalitate. Exact, și am zis, mă, dacă toți sunt atâția vorbitori de limbă română în străinătate, avem și vorbitori de limbă română în Republica Moldova, avem o comunitate foarte mare în străinătate, băieți care se duc afară, stau la muncă și după aia seara acasă când stai, cum te conectezi la familia ta de acasă? Și am încercat să creăm o familie, te conectezi la un simplu click, avem și un grup de WhatsApp unde suntem vreo 160 de MC beatmaker toată ziua. Asta nu... e mișto, exact asta vreau să te întreb, dar e bine că ai luat tot nimers. Deci practic tu ai organizat și faci acum campionatul ăsta care cred că eu cred că o să ajungă sport olimpic. Doamne, și m-aș bucura. Noi sperăm, sincer, frate, vorbesc, noi sperăm. Băi, ar fi tare. Ar fi foarte tare să creadă lumea în chestia asta și să se investească în chestia asta și să putem să o punem în practică așa cum ar trebui să fie și așa unde este locul. Pentru că a face freestyle nu înseamnă doar să rimezi rață cu viață și... Sau cu bapa mătii, exact. Așa? E un pic mai mult de atât, știi? Și băieții care fac chestia asta clar că au un har în ei, o chestie, și dacă n-au posibilitatea să și-l pună în practică cum trebuie sau să și-l pună în scenă, s-ar putea la un moment dat să fii foarte dezamăgit că, Doamne, ce am făcut eu în viața asta, am știut să fac doar rime pe loc și ce prost am fost sau ceva de genul, știi? Și n-am avut niciodată în România, recunosc că ăsta e o nebunie de-a mea, eu de când am participat pe la evenimente și așa m-am gândit, bă, dar trebuie mult mai mult investit în cultura asta și am zis, ok, dacă nu face nimeni, hai să o facem noi. Din punctul ăsta de vedere, subscriu și spun și de ce, pentru că așa ar trebui să fie făcut în orice zonă, și în zona de DJ, și în zona de MC-al, în zona cum o faci tu. Pentru că dacă nu-i susții pe cei care sunt relativ tineri, care sunt și talentați, da, evident, nu o să facă nimeni chestia asta. Practic, uite, și eu am stat și m-am gândit foarte mult înainte să mă apuc de emisiune, de podcast sau nu știu, zic cum vrei tu. Și am zis, emisiune. Și am zis, inițial am vrut să nu fac.
Adică chiar m-am gândit. Așa, de-aia vreau să-ți explic ca să înțelegi. Și am zis, bă, dar stai un pic. Poate sunt niște chestii pe care aș putea să le fac și nu le fac tocmai pentru că, bă, lamă, că numai ce e. E, și am zis, bă, zic, ok, am stat și am tras liniște, am zis, gata, mă apuc și o fac. Și așa am făcut faza asta cu beat-urile, cu beatmaker, iar marea majoritate a celor care mi-au trimis beat-uri nu erau oameni pe care eu îi știam. În prima instanță i-am sunat pe cei pe care îi cunoșteam, pe beatmakeri pe care îi cunoșteam, le-am zis despre idee, bă, uite, o să fac emisiunea asta, vorbește tu cu, și aia spun, și ei la rândul lor cunosc. Și că exact cum ai făcut tu, asta vreau să spun, știi? Da, uite, mi-aduceam acum aminte, Motanu e aici de față, împreună cu Motanu, de exemplu, în ultimii 3 sau 4 ani, cam așa, nu? Exemplu, la toate concertele Subcarpați pe care le-am avut noi în spectacolul Subcarpați, am avut tot timpul un moment de Off The Dome și momentul ăla de Off The Dome am încercat tot timpul să-l facem, să nu fie, repet, viață, rață și zice lumea, uite-l și pe ăsta ce bine, da. Pentru că a doua oară nu o să-ți mai placă de mine, că m-ai văzut deja, mi-ai văzut magia, cum s-ar spune, știi? Și magia asta am încercat să o punem cât mai mișto în operă și... a fost foarte de ajutor că am reușit să ducem, să ne ducem cu freestyle-ul, să ne ducem la festivaluri mari. Între timp am reușit să organizez, să încep să organizez niște competiții, dar nu erau sub OFC, erau niște competiții, oamenii își doreau să se întâmple asta, niște scene de freestyle, scene de beatmaking, dar mi s-a părut că niciodată nu a existat fix zona asta ca o curte a școlii, unde, dacă știi și tu foarte bine fenomenul de cypher și efectul de cypher, s-a manifestat în parc, cum s-ar spune la exact, început, da, știi? Da, da. În, nu știu, cum era aici în București, cum erau băieții, știu de pe vremea când se strângeau la romană sau ceva de genul. Cam toate au început așa, bine, și la noi, dar și în afară. De exemplu, Cool Herc a fost primul DJ care făcea block party și în fața blocului și în parc și venea cu boxele, cu pick-up-urile, deci inclusiv, cam așa a început totul. Inclusiv pentru asta suntem aici ca să facem o mică demonstrație de ce poate să facă 5 băieți. Mai multe demonstrații. 5 băieți cu două microfoane și cu niște beat-uri și cu un DJ super tare și fenomenul ăsta de cypher cumva să înțeleagă lumea că se întâmplă o mică magie ca un vortex, așa, știi cum se învârte la spirale, Meca în jurul, exact, în jurul pietrei. Așa ne învârtim noi în jurul hip-hopului, așa, și gravitează tot mai tare. Ce vreau să te mai întreb, apropo de chestia asta, că ți-am zis că am văzut că ai filmat și practic ai făcut competiția asta, mă rog, e internațională, cu români care nu sunt în România, nu? Da. Și da. Practic cum? Deci, explică un pic, de exemplu, dacă se uite cineva la noi acum, se mai poate înscrie? Da, 100%, cineva? 100%. Bun, cum e, care sunt pașii, de fapt? Păi e foarte simplu, avem și un site, se numește www.officialfreestyleclub.com, unde lumea are un formular de înscriere și se înscrie acolo, date personale, fotografie, exact ce... Deci practic intră acolo. Exact, okay. Intră acolo poate să găsească și informații cu ce este OFC, cu ce ne ocupăm, să înțeleagă că de fapt... O să înțeleagă de fapt că Off The Dome, adică rimele pe loc, sunt doar un mic capitol în toată industria asta de toată freestyle, povestea unui MC. Toată povestea, exact. Și cumva nu ne bazăm doar pe battle-ul ăla clasic în care venim, tot felul de runde tematice, chestii care stimulează așa creativitatea. Lucruri care să-ți antreneze flow-ul, tehnica, ritmica, imaginația, adaptabilitatea în situații extreme, când îți ui strofa, de exemplu, sau tot deci felul de momente. Ca să nu te blochezi, nu? Tot felul de momente în care trebuie să dispui de fiecare lamă din setul de katane a unui samurai. Practic face și niște training cu ei, nu? Da. Și urmează, și o să urmeze că pe asta... Na, nu știu dacă vreau neapărat să povestesc, dar dacă tot ai întrebat, e bine. O să existe niște ateliere de creație din zona asta și nu mă refer la chestii strict didactice, mă refer la chestii care, ca să nu se piardă, ca să duci cunoașterea mai departe și tehnica. Așa e și în karate și peste tot, senseiul îi predă ucenicului, ucenicul devine sensei și la rândul lui predă mai departe meseria, că nu luăm nimic după noi și nu e așa corect, știi? Ca și muzica și tot, o lăsăm mai departe celor care vin. Da, stai așa un pic, sunt curios, că na, știi că și la DJ-ai aceeași chestie, trebuie să te antrenezi, eu bine, acum în ultimii ani nu m-am mai antrenat, dar acum niște timp stăteam câte 6-7 ore, mă antrenam, că mixam, că făceam scratch-uri, că mixam și făceam scratch-uri, deci există un antrenament și în cazul vostru, există, că mă gândesc că există, nu? Există. Poate există și un meniu special pentru, trebuie să mănânci cu ouă, fără ouă, cu brânză, fără brânză, cu carne, fără carne, da? Bine, în general știi cum e. Mai bagi o bere, mai... Băuturile fine rafinează
aici așa și iese rima mai bine. În fine, ideea e că acum cu pandemia asta, îți dai seama, nu ne-a permis să ne întâlnim. Am avut câteva sesiuni, am avut prima sesiune la Sub Shop pe care am făcut-o. Am avut o sesiune spontană, un takeover la Grădina Monteoru, la Târgul de Hip Hop, care apropo se întâmplă și s-a întâmplat de fapt, ediția 1 și ediția 2. Momentan nu ne permitem să ne întâlnim prea mulți buluc, pentru că situația, știi și tu foarte bine, că nu vrem să bravăm, nu vrem, timpul e de partea noastră și noi trebuie doar să avem răbdare și să... Nu, stăm un pic în cochilie și când o veni vremea să ne desfășurăm, o să ne desfășurăm, știi, nu o forțăm. Păi, asta o aștept și eu și cred că nu numai eu, cred că toată lumea așteaptă chestia asta. Da. Și na, nu, bine, eu tot zic sper să fie cât de curând, dar na, știi cum e faza aia cu speranța, nici măcar nu mai vreau să zic că moare ultima, sper să nu moare, știi, cam aia e faza, știi? Eu cred că cu un pic de răbdare și cu așa din partea fiecăruia o să trecem și peste perioada asta. Dar să nu uităm ce avem de făcut în perioada asta, știi? Adică nu s-a oprit, când s-a oprit timpul ne-am oprit și noi. Uite, mai eram curios de o fază. Bine că noi ne știm de mult, într-adevăr, exact cum ai zis și tu, că na. Tu, spre exemplu, când te-ai dus la primele battle-uri, care era formula, cum făceai? Că bănuiesc că, într-un fel sau altul, așa au făcut și fiecare dintre ei, nu? Și stăteai, te gândeai, bă, era faza aia cu vin cu rimele de acasă sau fac, știi, aia cu cheia, cu arată-mi portofel, arată-mi niște obiecte și o să fac freestyle. Cum a fost, dacă... Bună întrebare, nu da. Că e mișto, adică la asta mă gândeam, că doar poate că multe lume știe. Din era în care vin eu, acum dacă o să povestesc, o să pară că vin din preistoric cumva. Da, mă, da, bă, stai un pic, a fost, trebuie să ne asumăm și e bine că ai oamenii ăștia care, da. Dacă tu nu le predai și la fel, că faza cu istoria totdeauna e bună. Chiar e și bine aici, am făcut și o piesă. Vă salutăm pe bin. Da, urmează să apară și o piesă în care o să spunem povestea asta spusă un pic mai poetic, știi, da, dar acum ca să-ți răspund despre experiența mea personală, știi cum era înainte? Existau niște forumuri pe care se certau foarte mulți MC, unii scriau, ceilalți comentau și cred că cineva, nu mai știu acum cine, nu mai e, și acum se ceartă lumea, da, doar că atunci nu exista zona asta, pe era vremea, Mirc sau ce? Pe vremea, Mirc. Nu Mirc, erau forum. Ah, forum, da, ok. Cred că tu știi, Căluț, da. Forumurile. Da, exact. Exact. Și în perioada aia, în expiratul vechi, ăla din centru. Da, ăla din centru. Au început să organizeze battle-uri și eu eram la facultate, la construcții, stăteam în cămin și am aflat de battle-urile astea și m-am dus și eu într-o zi singur, nu mă știam cu nimeni. Dar tu vreau să te întreb, tu te-ai gândit să faci battle sau hai să fac și eu niște piese și după aia mă duc la battle? Nu, am venit în București chitit să fac battle. Adică, mamă! Eu n-am venit, facultatea a fost un pretext la început. Deci tu erai pe battle, ai venit... Facultatea a fost... backup-ul de spus părinților acasă. Părinții mei au aflat între timp, de fapt, care mi-a fost mie scopul venirii în București. Am venit pentru muzică aici în București. Corect, așa. Și n-am știut să fac altceva, știam să fac freestyle și m-am înscris la concurs. Care era procesul? Nu mai știu cum m-am dus atunci în aveai club. Aveai vreo formulă, bă, sau... trebuie să fac aia? Nu, n-aveam nicio formulă, dar nu mi-a plăcut niciodată să mă arunc așa din prima, mi-a plăcut să stau într-un col și să studiez cumva, să studiez atmosfera, să înțeleg în ce mă bag, că dacă mi-o iau măcar să așa. Înțeleg zic că unde mi-am luat-o, cum s-ar spune, și nu mai știu dacă existau formulare de înscriere atunci sau nu, așa. Te duceai, vorbeai cred că cu organizatorul sau cu cineva, ziceai bă, vreau și eu să mă bag și zicea bine, hai, bagă-te, intră și tu în concurs. Și țin minte că s-a întâmplat chestia asta și a fost un concurs și primul la care m-am băgat l-am și câștigat și nu mă știa absolut nimeni. Și asta e foarte adică drăguț că nu... Tu te gândești să câștigi că te știe cineva? Nu m-a salutat, cel mai bun, nu m-a salutat nimeni când am intrat în club și când am ieșit, că toată după ce am salutat. Câștigat... Exact, da. Și asta am zis, bă, ceva s-a schimbat.
știi faptul că mă bagă lumea în seamă ceva e... Că te-au cunoscut, te-au văzut, deci era la noastre sal- și bănesc că te-au salutat că... și după aia te-au mai salutat, adică nu doar în club, nu? După aia vreau să mă battle la battle, îți dai seama. Am înțeles, da mă, nu, eu credeam că aveai tu vreo formulă, că ai zis, bă, vin acum chitit pe battle și am formula mea, știu sigur că o să câștig, am, bam, bam. Nu, nu, n-am avut o strategie, o formulă, e adevărat, după aia a urmat o altă perioadă de battle-uri în România, în care a apărut și fratele Dragonașu. M-am cunoscut cu el într-o finală de battle în 2005, în care am ajuns împreună, am zis să o dăm la pace pentru că simțeam că e la fel de bun, am zis că n-are sens, ne-am făcut o trupă de freestyle împreună, se numea Atacuri de Panică, pe vremea respectivă am început să mergem urștie de, acum, de mișcare. Fii atent, acum 4 da. Zile căutam ceva pe niște harduri mai vechi, știi ce da. Am găsit? Și o să-ți ceva dau că nu mai... Melodii freestyle sau ceva? Da, fii atent, dacă mai ții minte la Timișoara, Când am fost cu T-Science, am filmarea aia, am găsit-o, o am pe un hard, dacă vreți o dau. Da, ai băgat și tu și Dragonul, ați băgat un freestyle, am băgat eu un negativ de la Elegant. Da, Dragonul venea din scena de B-Boy și la B-Boy se mai face Off the Dome așa și cumva ne-am apropiat de scena de B-Boy o perioadă. După care ne-am întors la scena de rap amândoi și am început la modul, nu mai participam în competiții, dar a fost o chestie drăguță la Piatra Neamț, era și Buci cu Daga pe vremea aia, mai era, nu știu, Verita Saga sau ceva și eram eu cu Dragonul, eram vai de capul nostru, aveam două sandwich-uri la noi, nu știu, eram, n-aveam de niciunele, aveam rime, asta ne interesa și stătea lumea la coadă pe scenă ca să ne facă la battle. Și noi eram așa, back to back, frate, dau eu, dai tu ăsta, dau eu ăsta. Cam așa ceva. O să vreau să-i întreb, ți-am zis, ne-am întins la vorbă, eram sigur că asta se va întâmpla, dar eram curios. Da, și aș vrea să vorbească și, adică asta, să asta vreau cu să zic, uite, eu sunt curios și asta e întrebare pentru toți și să răspundeți fiecare pe rând. Ce v-a determinat, dacă a fost vreun MC sau dacă a fost vreun, nu știu... O entitate care v-a făcut pe voi să ziceți, băi, trebuie să mă, asta trebuie să fac. Cred că, cred că a fost un amestec de mai multe lucruri, mai multe sentimente. De exemplu, cum zicea și Afo, primul moment în care ai dat o strofă la microfon și din necunoscut, din umbră, ai devenit semi-cineva, să zic, adică te întreabă lumea ce faci, cum ești, whatever. Altele sunt persoanele care m-au inspirat, gen Pietonul pe Off the Dome. Okay. Pietonul le rupea super tare acolo la Deva, adică la Deva e mare școală de Off the Dome. El e proful, directorul școlii, pe el îl găutați pentru orice. Și cam atâta, adică de acolo încolo a fost inerție, snowball effect. Că începe, îți place, pentru sentimentul ăla de succes, de reușită, te duci și mai faci încă o dată, și încredere, nu? Mă gândesc. Și dacă devii și conștient de faptul că ultima oară n-ai făcut tot ce ai putut, e loc mereu de mai bine și de acolo încolo e o călătorie infinită. E perfect. E eu septem. Da, men, păi și la mine a fost cam la fel, adică n-a fost ceva să zici că te-a inspirat cineva, numai pur și simplu ascultai asta, după când ai început să înțelegi de fapt ce înseamnă te-a inspirat lumea, știi? Dar văzând că ai și tu ceva de zis, cumva ai puterea, știi? Că ai ceva de zis, bro, și vrei să dai și tu acolo, cumva, nu știu, știi? Dar eu mă gândeam știi că ai văzut pe unul, pe doi sau pe trei sau... Păi asta zic, implicit se întâmplă asta de la început, adică eu pot să zic ce DJ ce m-au inspirat de lungul timpului și ai zis, bă, nu neapărat că vreau să fiu că ăla, că poate să fiu exact. Dar mi-a dat imbordul ăla, uite, bă, eu neștiind de engleză mai când eram mic, învățând pe parcurs ușor-ușor, eu am ascultat mai mult românesc, știi? Okay. Dar fiind mai micuț așa, pe mine nimeni altul m-a cam spart pe partea de realitate, de, știi, omenie și chestii. După care, văzând că am anumite valori similare, am zis, bă, da, bro, ca încurajare, știi? Văzând, am descoperit alte genuri și am văzut că, de fapt, sunt similar cu fiecare om în parte pe care îl ascult. Probabil de-aia ajung să-l ascult. Și pot și eu partea mea să o fac cumva, nu știu. Și am început să plec înspre alea, adică, na. Pasă. Nu cred că am prea multe de adăugat. Mie, e mai, eu sunt corbu. Mi-a venit natural așa de mic, din cauza era anturajul de așa natură, umblam după Teco Star, Intelo, frate, s-o capo, pace, toți băieții, umblam după ei și ei ne-au... Mergeai la concerte, da, la... ne-au transmis oarecum involuntar așa, adică făceam ore dimineața în clasa în care ei făceau ore de amiază și vedeam graffiti, nu știu ce... Deci așa m-a luat din mers de mic, chiar de când mă știu clasele a doua, a treia... Love for the hip-hop, man.
Foarte adică bine, mă bucur. Ce m-a inspirat foarte mult și foarte, foarte mult ce mi-a plăcut mie mult de mic și când am început să înțeleg a fost odată cu Pătratul Roșu. Eu de acolo eu am amintiri, eu am și rime mai vechi în care menționez de Pătratul Roșu, că mie mi-a schimbat, adică până pe atunci noi în vremea aia știam doar Biugi Mafia și La Familia, știi? Nu era nimic altceva. Până când a început să ajungă și la noi altceva și am descoperit muzica, într-adevăr, și hip-hop-ul și mișcarea asta, nu știu. Adică unii facem asta din cauza că nu știm să facem altceva. Nu că nu știm, nu-ți vine când ești supărat, scrii, când ești fericit, scrii, îți vine instinctiv. Nu poți să renunți oricum. Cred că la fel și la voi. Da, că, cu siguranță așa e. Domnul Vladimir, să trăiți. Salut, fraților. Eu cred că m-am apucat de asta aici, pentru că eu m-am apucat de asta pentru că voiam să fiu șmecher, frate. Așa. Păi ăla cred că e motivul meu. Iată de simplu, eu m-am apucat în Ploiești, am vrut pur și simplu. Aveam foarte mulți prieteni care făceau treaba asta și am zis: "Băi, eu pot să fac mai bine decât băieții ăștia." Dacă vreți să aflați cine m-a inspirat pe mine în copilărie, mi-a plăcut foarte tare, adică am crescut cu Paraziți, am crescut cu Biugi Mafia, chestii românești. După aia m-a spart prietenul lui Afo, m-a spart Dragonul rău de tot și am început să insist și pe partea de freestyle. Și acolo... La... Și acolo am insistat foarte mult pe partea de freestyle. Ce-ai zis? Eu n-am auzit. Ce-ai zis? M-a spart. Okay. Da, oricum. Da. Și gen, am început să dau. O dădeam, frate, peste tot, în spatele blocurilor, în parcuri, pe peste tot, dădeam freestyle. De obicei, eu omoram pe toți băieții la battle și de acolo toată treaba. Tare, mă! Scurpă 2, da. Da, mă, deci, v-ai venit numai cu campion. Bă, încă o dată mă bucur că ați venit și că mi-a schimbat și de acolo. Bă, cred că las așa, nu? Chiar îmi place. Sper că ai niște instrumentale pentru noi. Băi, am și niște instrumentale. Vrei să dăm acum o sesiune? Ce zici? Sau mai stăm? Hai să dăm. Dăm o sesiune? Da, cum să... Hai că ne gândim cum o structurăm să fie bine pentru toată lumea. Bun. Deci, înainte ca să dăm sesiunea. Dacă nu ați vorbit cu vecinii, cu prietenii, vorbiți să intre pe YouTube, pe Bandit Boombox Show cu OFC. Big up. O să fie mai multe serii de freestyle, ca să ne înțelegem, da? Brigada de freestyle în casă. Bun. Și o să începem imediat. Picioare ca să vadă că Tizianul e cel mai tare din parcare. Trofele super fresh, ne trezesc ca pe mâncare. Când ne salutăm soldat, mai cer una de plecare. Înainte să te întorc, încă una de cuțiare. Când a terminat cu tine, nu te mai ții pe picioare. Că am zeci de mii de filme, cap și toate îți dau teroare. Am venit să alerg mișcarea până la epuizare. Îți spun pe românește cu vrăjeală de țigan. Stilul ăsta e super clasic, mai ceva ca Wu-Tang Clan. Imediat îmi pușc o strofă, nu îmi trebuie trancan. Îți dau de nu poți să duci, poți să îți aduci ghiotan, yeah. Că nu por mască, mascarada de mascara. De mi-au scara strictare de mascara. De mi-au starea, cobor voalea cu spatele și alte alea. Mi-am dovedit doar mie, fie m-a furat și zarea. Sunt autentica zarea, dar cu pase pasarea. La rană deschisă, m-a închis și cu sarea. Mi-am văzut pasărea cum sărea în ajutor să reia frâiele. Când cugetul dormea în dormitor, ducem cu pâine, cu ce vrei, cu dăm să mănâncă mor. Atunci trebuie să fii cu apă, să mă ajut că sunt om. Ești om cu abitom și trebuie să te ținem controlul. Că ne-am născut toți aici, ăsta că ar fi rolul, bradă. Da, mai departe, bradă. Strigă OFC, OFC. Strigă OFC, OFC. Strigă OFC. Hai, mai cu credere. OFC, strigă OFC. Strigă OFC, da, OFC. Strigă OFC, strigă OFC. Ei, eu, Vladimir, ce pentru oamenii ăștia? Ce? Și-am intrat, ăsta e freestyle. Fratele meu, arată-mi un smile. Direct la cameră. Vin aici ca să-ți dau direct din camera mea, la modul direct din studio, cu frații mei la mișto. Dăm niște dume din studio, la modul off ecran, direct, dăm direct din casă. Dau microfonul mai departe. 1, 2, pentru că așa ne place.
3-4 pentru că așa se face. E vorba de tehnică, dar și de flow. În direct aici la Boombox Show. Mulțumim încă o dată DJ Dox. Ai făcut un gest foarte frumos. Mulțumim pentru invitație pe acelui put. Hei Motane, tu ce mai adori? Oh, OFC face pentru Freestyle Family. Încă de când le rupea Dox pe la TV, pe la MTV, pe la Yo Raps. Vin la microfon să fac și așa încep. Totul este forță, mistică, ancestrală, astrală. Cum vrei tu să-i spui, se întâmplă în fiecare seară. La noi în club, la Freestyle, la OFC. Vrei să fie MC? Păi vin o zi în BC. Pentru ce mici, pentru familie. Dăm cu pace în luna aprilie. Ei yo, pentru că a venit primăvara. Big up pentru lume, pentru toată țara. Yo, nașul vin de la Subcarpați. Dăm pentru surori, dăm și pentru frați. Culese din cartier, pentru toată familia. Vin cu flow-ul ăsta mai dulce decât vanilia. Trăiască toată luna aprilia. Ce se întâmplă, frate, dau rime ca un briliant. Da, știi că pe la școală am învățat atât cât am putut să fac. În rest am fost ocupat cu altceva. Și mereu mi-a plăcut să fac muzica. Asta a fost inima mea. Și dau mai departe la microfon atunci când pot de fapt. Și să-mi iau și tupeu pe tău. Dau pentru cultură, îți intru sub piele. Fac acupunctură, jucă-n șac. Ia-n calul, du-te de lotură. Sar pe partitură, jucă-n rime, tu te dai. Plăcii porcii în propria urtură. În spatele vocii ne privești cu ură. Din tigaia în care urlă, dar îndură tocii. Tipul lor mai pocii decât orcii. Oricine poate simți că vine dinspre unii. Din voi miros de oclocit. Îmi fac pula rasa ta de corcit. Schirana de la începutul până la sfârșitul copcii. Am coloană vertebrală și dureri de copcii. De la cât am cărarime în spate derulate concis. Ca scopcii secrete bun să și dovedească. Știu secrete despre unii, sper să se oprească. Din mânca că cacă începe să miroasă. Și dau pace către ai mei și ies. Că trebuie să dau pasă out. E OPC. Strigă OFC, strigă OFC, strigă OFC, strigă OFC, OFC, la Boombox Show e OFC, dar surpriză, aici în casă fauz celula de criză, da, când eram mic eram alcoolic, și acum fac freestyle fantasmagoric, cu un Q aforic, fix aici pe felioasă, aș spune adevărul, dar îmi e că dau din casă, știi că-i groasă când vin la microfon, n-am câștigat nimic, dar tot mă zic că-s campion, da, Țigănescu, din Hunedoara. Micro 4, toți băieții mă cunoaște toată țara. Am umblat în lucilat, lumea știe că-s băiat. Când dau la mic, sunt cel mai adevărat. Mă simt împăcat, curând acum sau mai târziu. Sunt ferm convins că se va și întâmpla, man. A trebuit să rap, împins de gândul că dacă alții pot la rândul meu, voi reuși să fac. N-are ce să mă rețin, am întuneric înăuntru, dar mai lăuntric pe lumină stau. Transpirat, murdărit, ca așa ești de mină. M-am căutat, m-am regăsit, văd jumătatea plină. Ce-a visat, ce-am făurit, începe ce să vină. Am așteptat, m-am mai grăbit, am ascultat de inimă. Am câștigat, n-am pierdut timp și dacă se termină, voi fi judecat pe ce-am greșit sau voi primi o primă. Mă rog la forța ce ne ține, forța să ne țină. Noi ne închinăm pentru ce o să vină. Ne lasă în surdină, nuanță de nu te aștepta. Ca să ne surprindă, ne-arunca vina muceai. Suntem cu toții de bine și n-am cum să mă agit. Am dat-o așa, frate, pentru că momentul respectiv m-a copleșit. În fiecare seară o dau din instinct. În fiecare zi zic, vreau să fac ce simt. Cu pace pentru DJ Dox. Hip-hop-ul ne-a învățat să nu ne batem ca la Fox. Și să dăm cu pace pentru apă, dă-o după parte. De freestyle de acasă dăm cu pace. Facem asta de ceva vreme. Credem că știm cum se face. Și am venit aici pentru o mică demonstrație la invitația lui DJ Dox. Mai dăm ceva? Motane? Ne-am cam încins, adică ne-am încălzit. Mai ales ca mine când apar și dau rapii pe beat. Nu mă pot opri, niciodată fantasmagoric. Cum zicea și omul meu, fiindcă toți suntem MC. Suntem 4 sau 5, sună-ne, n-avem datorii. Sunt cam gras, e ok, scap de calorii. Alergând pe beat, cum o fac mereu. Vive la microfon, fi sigur că nu fac pentru faimă sau leu. Fac pentru inimă. Calorii te slăbește, duci în călătorii. Te apuci de femei, te iei de căsătorii. Cine știe, faci copii și poate într-o zi unul din ei va fi MC. Am copil deja și mă simt protejat. Vin la mic, sunt așa etan, așa că nu-s deloc blocat. Pus pe stoca pe contura, pe lucra texte. Vive la microfon, de-aia sunt MC și îmi iese. Și mie îmi iese, pentru că îmi pasă. Am și eu o fată frumoasă acasă.
care este inima mea. Am venit la microfon să o zic chiar așa, yo. Hai noroc să ne trăiască, să îmbătrânească frumos și niciodată să nu facă altceva decât MC-ală. De-aia faină, fie că e artă, vin la Maico, pui într-un container. Copiii noștri, copiii voștri, dăm cu pace pentru toată lumea, o știi. Yo, Corbulescu de la Hunedoara, bagă bara bara, sayonara. Am venit aici ca să susțin mișcarea. OFC deja începe să răsune în toată țara. Dacă ești uimit, vino aici ca să rămâi tâmpit. Când vezi băieții ăstea ce flow au fix aici și așa cu DJ Dog la Boombox Show. Trebuie să dăm off the dome, știi că mă transform în animal când dau la microfon. Yo, yo, vreau să fac bano. Am dat freestyle cu Apo și Motano. Am dat freestyle și cu Corbu. Știi că vin aici, frate, știi că vin mereu pe sport. Tu n-ai nicio treabă, știi că vin să dau freestyle de grabă. La modul cu toți băieții pe zonă, îl invit pe Septan să ne arate de ce se întâmplă treaba asta. Trebuie să pui cărămidă cu cărămidă până iese o tonă, frate, și să nu afli niciodată cum trebuie să faci să vină o bonă. Trebuie să crești copilul singur, apropo, și să nu-l bagi în comă. Frate, vorbim despre adevăr, mai departe putem să te facem să tremuri pe păr. 4 cu 4 și o dau mai departe pentru băieții care nu joacă teatru, ce dreapă. Când eram mic și avea 15 ani, am făcut direct 17, că eu nu fac 16, fac ai pe vraiște, pot să mă lași pe marginea trotuarului, o să dau un off the dome și dacă n-am niciun ban, fi sigur că o să fie acolo 100 de oameni în față, eu. Care să vină să țipă la mai consideră că poate zblare ca MC și după aia întrebe cumva poate și coroană. Dar nu din aia de bău, că trebuie să vin la microfon, o dau cu pace pentru Corburescu și pentru Breloc. Și pentru Rafa, și pentru Preloc, și pentru Chinez, și pentru toată suflarea de casă, pentru MCM, MC-ul preferat al meu, Superman, dă cu pace peșmen, ce mai zici, man, hey, yo, what's up? Emisiuni de hip-hop pentru cultură, yo, scoate rimele din gură, OFC în direct, am venit la mic, că n-am internet, eu dau Wi-Fi, la alt fraier zic bye-bye, îi zbor ca pe pui de Shanghai. Fă-l așa o scul muceacio, când apă străgaciu, le dau panciuri, amețe să creadă că au lipsă de calciu. Printre atâtea ui sunt baciu, baciu, conținut bun sau pe texte, simt din prima de ești tu la baciu. Ha! Lechip vor bate tastă, tobă, ce te bate în coaste. Zic vezi tale, tale, noi de ale noastre, că pahas de necas, mănânc versuri cu orei și paste. Trag textul și lucrez la mixuri, apoi dau la mase. Textul meu e atestat, men, așa o să rămână. Textul tău e testament, că va fi cel din urmă. Ne doare la... Ce ai de-ai pe urmă, mă doare la pulă, yeah. Ce grade ai pe umăr, nu pot să mă număr, mai degrabă nici să mă cumpăr sau să sufăr. Vin la microfon, le pun în supă, sulfă, supă de alfabet, sulf, A, Z, substanțe, tu pune-le pachea. Vin la mic, încerc, s-o dau diferit, am aici cinci MC, se uită la mine de parcă aș pica de pe armonie. Așa am crezut și eu, dar am revenit pe beat cu set tot timpul, că e freestyle, nu fit. Nu vin în mic. Stai la rând, stai la rând. Trebuie să spun ce am în gând. Trebuie să spună ce are în gând. Ce vremuri trăim, Doamne, nu mai pot de stres. Nu reușesc să evadez și refulez mai din orice. Din ce în ce mai des tot ce se întâmplă mi se simte în voce. Scoate la suprafață un animal feroce. Îs sătul să bat în taste, cartofi prăjiți sau paste. Sătul de filme proaste și ale mele și a voastre. Eu n-accept acest normal, eu nu renunț la tot ce-i fain. Eu nu pun sufletul pe un beat doar ca să figurez online. Libertate îmi doresc, chiar tânjesc, nici să scriu nu reușesc. Deja încep să mă zgălesc, de nu înțelegi nimic din text. Bineînțeles că e plin de sens și înțeles. Trebuie să repet la infinit, să fii atent până la sfârșit. Shit, te uiți de parcă m-am beșit. Știu că îți place vrăjala, nu te da lovit. Nu m-agit, iau ciuper ca și-o înghit. Sting cu acid, iau mai dă-vă toți în spume într-o piscină cu carpit. Dar ce-i aici, bambilici, crezi că poți să vrei ce faci? Faci ce faci, te complaci, ce ai de spus mai bine tași. Vezi că nu-i așa aici, se vrea cu full control pe oameni. Ca mai apoi să bagi de seamă tu de fapt ce nașpa înseamnă. E degeaba dacă tot te bagi în seamă, na. Nu mă miști la ten, apar rapid ca omul la antenă. Tot la termen sunt tot timpul că la repete. Termen, fii atent. Când fratii mei o baten, aparate. Tu de neapărat pe piesă, clic cu urechile, sunt neapărate. Multă muncă, rezultate, dau și rate. Nu dau rate, sechi lateral cu frații. Să dai vina pe rapper.
de calitate cu muzi calibrate, strofe calibrate, tire la picat de la noi date n-avem grade, de mic în lexicuri și retur, fac planuri lirice de atac pentru open și retur, ori fac zimnic, pun sufletul pentru arta și rap-ul ce mi-au dedus că reușesc, depășesc mereu cu dreptul acum, strălucesc ca un ametist, în battle-uri mă lași cu naibristă, gafigul și faciul și nu-s caratist, când mulți vă credeți cam artiști, dar n-aveți vest, trageți alarma să nu fiți de karma prinși, că parcă vă veni schimbarea, în multe că-i deja ceva ciudat în aer și nu-i doar poluarea ceva, ce parcă schimbă deodată starea, dar am o armată de oameni și de un tip am zis în colonarea, așa că dacă-i de război mă bag, dau tot și eu fac prin hip-hop, stai să prin rima de fapt, că voiam să o dau și ieșea și bine, frate ce s-a întâmplat, beat-ul nu e cu mine, dacă-i de război mă bag, dau tot și o fac prin hip-hop. Nu zic de nuclear sau de armat, e ceva mai riscant, dar am tot meditat și nu fac obicei. Știi că nu e vorba de război, facem asta pentru noi, nu pentru MC care au doar un coi. Dacă voi sunteți cu noi, începe competiția. Știi că îmi prezint la microfon toată ambiția, toată ambiția și vin direct pe zonă. Mi se spune Vladimir și sunt ca o fantomă, gata să trec prin pereți și să mă agit, ca să îți dau energie, frate, îmi place să te simt când vin la microfon, mie îmi place să o dau tare, să urle boxele și tu, frățioare, la modul te fac să pui mâna sus de fapt și să dai din cap până mă satur eu de făcut asta. Dă-n direct la Vinclu of the Dome, microfonul-i mort, îl pasez la Apo înapoi, te rog frumos, dă acum, bro. Ziceam gata, 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 gata cearta, vezi unde e mingea, dă-i cu poarta. Ia OFC la balon, pun mâna pe microfon, iese fire. Yo, sunt un bonfire, am dinții strâmbi, mi se zice Mirte Leagă, sunt aici cu 5 stâlpi. Știi că nu am chef de ceartă, suntem aici în cea mai mare ceată și situația asta cam trebuie să înceapă și nu se mai termină. Termină. Dăm puțin, promit că noi să țin mult. Vă rog frumos, băieții, la noi ceva de băut. Dacă mă aude cineva, vă rog ce vrea să beau, că mi s-a uscat gura. Oh, oh, yo, 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 yo. Ah. Am murit, am murit, microfonul numărul 1, nu e bai, nu e bai, ne descurcăm cu singur microfon. Suntem 6 MC aici pe Off The Dome, asta în caz că ar face freestyle DJ Dox. Vin la microfon și dau panciuri de parcă-i box, stau atât parcă-i K1, fiindcă dau kick-uri, parcă fac beat-uri, parcă trag clipuri, parcă nu-mi trec vip-uri, parcă bag chip-uri, parcă nu-mi trec și tu, tău nu par penibil, parcă-i chiar ridicol, scriu și un articol, când mă ridic gol, de dimineață pe viscol. Nu-mi dau seama dacă e un vis gol, ăsta-i flow. Vin la microfon, e deva flow, dă-i cu nou. Da, trebuia să-i dai la septan, dar lasă că-i bine, acum vine Răzvan. Fiindcă așa m-au botezat părinții mei, pe care îi iubesc până în cer la Dumnezei. Dacă vrei și tu să fii, să faci ce facem noi, alătură-te în grup, G-boy. Îs și fete, îs și băieți, îs și copii, îs și adulți, nu o să regreți ce aștepți. Dacă-ți place să o dai pe loc, înscrie-te în OFC să intri în joc. G, bine s-i înțeles că țigările îmi provoacă numai stres, am rupt-o. Mai dă și pe la OFC acolo un subscribe sau de 3DC, pentru că-ți place și de fel, dacă te uiți fără să dai mai departe, înseamnă că stai cu oameni urâți. Noi suntem oameni frumoși, dar feeling-oși întotdeauna, frate, și niciodată la suflet nu suntem chitroși. Dar mai departe, noi nu suntem level înalte, la fel cum sunteți voi atât de boși. Fii atent că începe. Noi nu dăm doi bani pe MC care nu valorează două cepe. Știi că umblăm tot timpul încete, yeah. Și nu avem mișcările încete. Trebuie să o dau mai departe, o dau la Vladimir. Știi că tot timpul pe beat-uri sunt pe fir, fiindcă așa sunt de mic. O fac și se trebuie să știi de fiecare dată ce zic. Exact cum zicea și Faust, o fac de mis, frate, frate, las-o. Tu n-ai cum să te pui cu brigada OFC Clan, știi că noi mereu bătem strada. Mereu, la modul știi că vin agheu, la modul vin ca un tun ca să-ți dau tupeu. Mie îmi place în fața camerelor, în fața microfoanelor, până vin băieții să dea mai bine ca mine, stai așa. Pace, Bandit Music, Kerry Butch. Yo, pace pentru omul în blugi. Yo,
pace pentru DJ Dox. Ia, că s-a întâmplat frumos. Paul scânte, pace, Dodo, pace, Bin, Montanu, Corbu, Septan, Vladimir, Paul, Stafo. Și ce să zic, dăm cu pace și vă mulțumim. Yeah. Băi, băiatule, ce ați făcut aici? Băi, felicitări, mega tare, bravo, bravo, bravo vouă. Ce ziceți pe chat, a? E bine, nu? Bă, băiatule, m-a spart, bravo, felicitări tuturor. That's a rap. And this is it. Băi, mega tare freestyle-ul, m-a spart, mamă, deci am stat și noi un pic să, uf, să stăm relaxați o secundă, așa, din asta vreo 3 secunde, 4-5, să mai ne tragem sufletul încă o dată, foarte tare, felicitări tuturor. Mulțumim, big, big. Și încă o dată vă mulțumesc că ați venit, chiar m-am simțit super. Mulțumim. Și apropo, mare shout pentru cei care au făcut instrumentale, exact, pe care noi ne-am așezat acum. O să trec în descriere la fiecare producător cu piesa lui. Deci, foarte mișto, bucur, foarte mișto, da, da. Bă, da. Practic, să spun adevărul, eu l-am selectat și voi l-ați selectat după ce l-am selectat eu, ca să vedem. Da, e vorba și de stare. Ce voiam să spun e că ce am făcut mai devreme a fost o mică demonstrație de freestyle. Și când spun freestyle, cum am spus și la începutul emisiunii, freestyle e de fapt o planșă întreagă în care Off the Dome e o mică parte și tot așa sunt o grămadă de ingrediente. Și ce am făcut aici e o mică chestie din ce poate să răsufle o generație întreagă și o generație care vine acum din urmă și clar are nevoie de ajutor și de... Păi uite, Motanu e aici de față. Motanu, da. Big, big, să rămână. O să mă întrebe lumea, probabil, să știu unde sunt restul băieților, să-și trag și ei sufletul. Am intrat noi acum să mai povestim. Apropo, Motane, tu mi-ai zis o chestie. Ce povesteam afară? Da, da. Da, sigur, sigur. Tu pe 16 ai? Pe 16 luna asta am lansare de videoclip, Takeover, e prima piesă de pe albumul Deva Flow, care o să fie o compilație de MC din zona de vest, nu neapărat doar Deva. Și tare. Invit oamenii să intre, să se uite, o să fie drăguț. E totul făcut local. Spune-ne pagina ta, oricum o să trec în descriere. Da. Unde te găsesc, să vadă lumea? Pe canal pe Deva Flow. Așa. Cât despre mine, Motanu Deva Flow pe rețelele de socializare. Și Instagram-ul și Facebook. Le enumerăm Motanu Deva Flow acolo. Am înțeles. Bine, succes, ce să zic. Mulțumesc, Doamne ajută, bro, mulțumesc. Da, fu. Bă, eu încă sunt pe... Am intrat eu în hype, adică am intrat și atunci, dar na. Da. Da, uite, am mai bifat încă o chestie în viața asta. Dacă toți aveam undeva pe dreapta pus acolo nebifat freestyle la emisiune cu DJ Dox, de data asta s-a întâmplat și încă o dată zic mulțumesc și sper să iasă bine, sper oamenilor de acasă să le placă și să înțeleagă ce am făcut noi aici. Sau din regie, da, ok, mulțumim. Bine a plăcut toată lumea aici în casă și apropo, dacă vrei să ne mai vezi, să ne urmărești, dacă ți-a plăcut de unul dintre MC de aici, a fost Corbul, găsești Corbulescu pe Instagram, pe Vladimir, îl găsești Vladimista, Septanuman. Pe Septanuman, pe Motanu, Deva Flow, pe mine, Afo. Ne găsești pe OFC România, sub Carpați Oficial, culese din cartier, cred că sunteți adresul. Avem atât de multă treabă încât avem timp să facem și freestyle și ne place foarte mult. Pe mine mă găsiți pe Boombox Show _ DJ Dox pe Instagram și evident pe YouTube, pe canalul Bandit Music. Mai e ceva? Bă, de fapt nu, mai avem multe de zis, dar am uitat eu să te mai întreb ceva? Mai vrei tu să mai zici ceva așa de extra outro? Lăsăm pentru emisiunea următoare. Băi, încă o dată, mersi. Încă o dată, mersi. Motane, mersi încă o dată. Mulțumesc. Asta a fost emisiunea. Mega hype. Ne vedem săptămâna viitoare, ca de obicei, în fiecare miercuri, de la ora 20 pe Banded Music. Boombox Show, DJ Dox. Dox v-a salutat. Pace. Boombox Show cu DJ Dox.
în fiecare miercuri, yo. Boombox Show cu DJ Dox în fiecare miercuri, yo.